Nu ne crede pe noi că am stat 10 ani fără casă și acum mi-a zis asta. Îmi ia și locuința asta. Și eu. Da, ce să mai vorbesc? Ce să mai vorbesc că m-a săturat din 10 ani de zile care stau pe drumul? Pe drumul stăm. Stă și nebunată! La Toma nu mă primești! La Toma nu mă primești! De ce nu mă primești pe mine pe primarul Toma? De câte ori mă duc acolo? Aia le pune frumos într-o cameră, să am casa lui, care case destul de multe. De ce le duce la noi? Că la anul care vine să-l votăm, ce mai votăm? Coloana care îngeată să o iei aici în cartier. Terenul pe loagă sunt, de ce ne-a pus coloana? Da, așa-i. Păi, auzi, băiatule, pe mine femeile alea gardianului care sunt în palat, de ce nu mă primești? Să-i stai aici. Pe unde poți să intri? Acasă și să vă calmați. Dar până de seară ți-e fi eliberat. Domnule Florea, deci am discutat cu primarul de aseară. Eu știu de discuția asta, da? Deci mergeți acasă să vă asigur că nu se întâmplă nimic. Da? Bine. 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 Auzi, care a stat aici? Elena! Vină cu a vorbit. Nu am înțeles de unde a fost acest zvon. Că... Da, și ei... Ce zvon? Că ar fi adus azi noapte un bolnav cu virusul coronavirus, și, dar nu este nimic adevărat. Este un cetățean, într-adevăr, care locuiește aici, îl cunoaștem destul de bine, este un cetățean pașnic, nu este bolnav, nu are niciun fel de simptome, ci pur și simplu este un locatar. Da? Deci oamenii s-au revoltat crezând că aici este... Crezând că se întâmplă ceva, că vor veni, că îi vor aduce. Nu se face absolut nimic. Deci, auziți, deci da? Bine. Da. Domnul Bomărat, da. De ce nu vorbiți cu furnica? Deci, după ce se va termina, o să-i se aducă containerul înapoi, pentru că furnica nu a locuit aici, pur și a plătit. A mai venit, știu, a venit, dar... Dar face-o în pace, că știm, ca să termină cu situația aceasta și lucrurile se vor, containerele vor veni înapoi după ce se va termina. Vine înapoi cu toți microfonii. Acum de unde e microfonul? Ce a făcut, a dat afară? Nu m-a dat. Da? A, ți-a găsit făcuința? Are și unul ăla prin ușuruc. Hai, gână, bă! Hai!